Mulțumesc lui Dumnezeu că, prin harul Său, am ajuns în mijlocul dumneavoastră. Vreau să vă mărturisesc că, chiar dacă un pic a fost obositor și am venit în Sambet, dar pentru lucrarea Domnului, niciodată nu trebuie să zice, nu mai pot. Vorbesc Daniel Rusar și vin din Ibănești, județul Mureș, unde păstoresc biserica cu ajutorul Domnului Pentecostală Betel, care, prin harul Domnului, din octombrie, slujesc acolo, ca păstor. Și am un constăteaș, un care și veneam cu mine, de la mine, acolo din sat, Neluțul, care a cântat. Și-am dorit mult să ajung la el și, prin harul Domnului, ajuns la voi. Pentru că veneam undeva, că ce mesaj am pregătit pentru voi și am zis că nu l-am pregătit până intru în biserică, cred că Dumnezeu mă spune mine să vorbesc. Noi suntem pregătiți totdeauna, strânge cuvântul cu mine, că dacă nu ești pregătit, n-ai și scoate și fiecare dă și are. Și Domnul zice în casa lui trebuie să dăm cuvântul lui, slăbit să fie Domnul. Mesajul care mi-a pus Domnul pe inimă în seara aceasta este pentru noi toți, dar mai ales pentru voi. Și eu așa l-am interpretat acest mesaj din partea Domnului, ce faci când e cazul este în casa ta? Răspunsul îl dă Domnul în seara asta, ce trebuie să facem când necazul este în casa noastră. Dar eu nu pot să vorbesc înainte să cânt o cântare. Nu sunt eu așa cum cântăresc, dar îmi place să-L lau pe Domnul. Nu-i soția cu mine, noi lăudăm pe Domnul împreună. Și vreau să vă mărturisesc că înainte ca să plec în America, am slujit 10 ani în închisorile din România. Și când cântam, vedeam cum cad lanțurile de la oamenii care erau legați în lanțuri. Mai sunt și printre noi oamenii în lanțuri și în seara asta, eu cred că vor cădea, slavă Domnului. Și noi asta vrem. Să fie liberare, să fie bucurie în Duhul Sfânt și să simțim în seara asta că ne-am întâlnit cu Domnul, nu cu Daniel Rusar. Eu sunt Domn ca și voi. N-am nicio putere dacă n-ar fi Domnul în mine. Dar dacă Domnul este în mine în seara asta, nu va vorbi Daniel și va vorbi Domnul. Dar dacă vorbește Daniel, o să fie așa, un cuvânt, o să pleci de aici cum ai venit. Dar dacă e Domnul în mine în seara asta, nu o să pleci cum ai venit, slăviți să fie Domnul. Vă zic Domnul că pomul cunoști după roade. Slavă Domnul! Hai să cântăm o cântare pe Neluțul, suntem aici. Să mă ajute cu acordeonul. E o cântare care... Eu am 7 operații prin mila Domnului, am avut cancer și am stat aproape 2 ani în spital. Și Domnul din 2001 mă ține în viață, slăviți să fie Domnul. Era o biserică Brașov, Brâncoșelul numărul 1, unde s-a anunțat că Daniel pleacă la Domnul. Și încă n-am plecat, trăiesc, dar trăiesc cu scop. Să lau pe Domnul și să spun minunile Lui. Soția mea și-a are tot 7 operații, tot cu cancer, ca să nu fim unul mai pe jos ca altul. Și trăiește și ea, slavă Domnul. Și această cântare am primit-o de la Duhul Sfânt, că eram pe unul spitalului din California și mă rugam pentru soția mea, care era pe masa de operație. Și această cântare să lucreze în seara aceasta aici la biserică. Să cerceteze inima, că dacă vine de la Duhul Sfânt, înseamnă că e un cuvânt viu și lucrător. Și Dumnezeu să lucreze. Domnul Dumnezeul meu, vino la poporul tău. Prin cântă, prin rugăciuni și prin semne și minuni. Aleluia! Și noi vrem să facă Domnul minuni în seara aceasta. Lăudați să fie Domnul! Doamne Dumnezeul meu, vino la poporul tău, prin cântări, prin rugăciuni și prin semne și minuni. Aleluia! Doamne Dumnezeul meu, vino la poporul tău, dreptul tău. Casa ta e problemă, casa mea e problemă. Dar Iisus vine și rezolvă problema. Trăiască Iisus! Vindecare, vindecare, dă-ne azi la fiecare. Tu ești doctorul cel bun, ce faci să-mi ieși minunat. Puteți să ziceți și voi. Vindecare, vindecare,
să ne credem în Iisus, bine care dă de sus. Slavii să vedem! Aleluia, glorie! Dacă mai eu mă duc la foc până nu ziceți voi încă o dată fără instrumente. Vindecare, vindecare, dă-ne nasla fiecare. Tu ești doctorul cel bun, ce faci să-mi neși minun. Mai ziceți o dată. Aleluia! Vindecare, vindecare. Vindecat, slavă Domnului, nu în trup, că în trup duc și am, slavă Domnului, cu bucurie. Dar vreau în sufletul meu să sunt bucuria mântuirii. Amin. Cea mai mare bogăție este să avem bucurie în sufletul nostru. Ce faci când e cazul este în casa ta? Și m-am gândit la un lucru. Pavel în Roman capitolul 1 spune că el locul al lui Hristos. Și aveți făcut o întrebare. Zice că nu vă mai numesc rob și vă ziceți robos, dar totuși ați vrea să fim robii lui Hristos? Amin! Ați vrea? Amin! Nu ziceți, amin? Dar așa mai cu voi, așa. Amin. Că suntem afară unde cu răstavul. Deci vrem să fim robii. Amin! Auziți ce mi s-a întâmplat mie, vorbesc de mine, că eu cred că vă ziceți pocăiți, vă zic despre mine. Eu am zis, vreau să fiu robul tău. Și prin harul Domnului am stat 8 ani în America și am slujit în 24 de state, am misionat. Și eu când mă prezentam, am slujit în mai multe biserici, eu ziceam când mă prezentam gunoier pastor Daniel Rusal. Și m-am dus la un frate păstor, așa mai cu nume, și i-am zis, frate, n-ai vrea înainte de pastor să scrie gunoier? Frate Daniel, eu jignire. Zic, eu așa vreau să mă numesc bunoier, pastor Daniel Busar. Că dacă pe mine m-a împuternicit Dumnezeu să strâng gunoaie din inimile oamenilor și să fie curățați în numele Domnului Iisus, ăsta e cel mai mare har, lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Că eu am fost helper în America, știți? Helper înseamnă ajutor. Ajutor la lucru, la construcții și căram busar și gunoaie. Și a zis, Domnul, vrei să fii robul meu? Eu vă mărturisesc că sunt singur fișor în familia părinților mei care nu sunt pocăiți, tatăl meu a murit de cancer la 47 de ani și a fost cioban. Avea 6 slugi. Și dorința lui a fost să mă învețe să mulg oile, să tung oile, să mă duc cu ele la munte. Dar mie nu-mi plăcea că ploua, bătea vântul, lâna cu scai să dăgele blugii mei, brânza și carne și bani îmi plăceau. Și n-am putut să fiu moștenitor, că nu mi-a fost drag să învăț de la el. Și când m-am pocăit, m-am întors la Domnul, o zis, vrei să fii robul meu? Și eu nu vreau, Doamne, știți că noi suntem plini de râvnă. La ambonie, la cântat, suntem plini de râvnă. Problema este, dacă suntem plini de râvnă, în pocăință. Vă întreb ceva, cine duce pe noi în cer? Și s-a făcut tot așa. Pocăință, pocăință, tu ne-apropii către cer, unde dragostea-i deplină și unde lacrimile pierd. Pocăință, pocăință, tu ne-apropii către imediat o vin dulțul la mine. Auzi, Daniel, știi roba lui mama ta din jură? Și zic, da. Noi avem o robă, are cu 4-6 de ani. Încă e bună. E cu robă, e cu gumă de apă erotă și cu cauciuc. Și toți din sat o cerem. Și acum o cer. Să cară gunoi, să care ce trebuie, să care făină la moră. Și zic, da, nici cum să nu știi.
Zice, veșinul tău când ți-o șeru roba, să care cu noi în grădinuță cu ea, să pună cu noi pe straturi. Și-au adus roba înapoi, spălată, și pe la drumul mai rămas baligă. Ți-o zis cumva roba că nu-i place mirosul, e baligă? Zic, nu o să zic nimic. Și a doua zi o cărat ceatră cu ei și-o vin îndoit așa pe la tablă un pic. Și-o zis că nu mai vrea să care ceatră că s-o îndoit. Zic, nu o să zic nimic. Când am dus grâu la moară, era făină așa pe la lungă, de la cum o mășinat și-o zis, eu vreau numai făină altă de asta să șepem. Nu o să zic nimic. Păi zici, dacă vrei să fii robul meu, dacă eu am hotărât astăzi să car gunoi cu tine, o să zici ca eu, Domnul dat, Domnul luat, numele Lui să fie binecuvântat? Amin. Dacă eu mâine vreau să car piatră ca tine, poți să zici ca Ștefan, când pietrele loveau el, Tată, nu le ține în considerare păcatul acesta. Poți să te uiți la cer și nu la piatră? Să nu ridici piatra, să nu mă lovești, că și tu ești om, că și tu greșești. Să nu fii acuzator, să nu fii judecător, mai degrabă îndurător, sau ca Domnul iertător. Doamne. Aleluia! Nu, vrei să fim robi? Eu vreau, slavă Domnului, poate mâine care piatră. Și să putem să ne ridicăm privirea spre cer și să-L binecuvântăm pe Domnul. Domnul, îmi place să cărăm făină. Când s-o cărat făină, zice, poți să fii și tu un administrator ca Iosif, să nu te umpli până în toate de făină? Un administrator corect și să împarți corect și cu frică de mine? Vrei să fii robul meu? Și am zis, Doamne, vreau. Și să vedeți că a doua zi o cărat ceată cu mine. Eu m-am așteptat la făină. Dar știți că fiecare, zice un cuvânt, că fiecare dă și are. Și Dumnezeu vrea să ne dăie mântuirea. Și ca să ne dăie mântuirea, noi trebuie să o acceptăm cum vrea El, slăvit să fie Domnul. Uitați-vă în cuvântul din seara aceasta. Un om cu vasă, un om cu nume, un om cunoscut, un fruntaș, avea un necas mare în casa lui. Fetița trebuia să moară. Un necas mare. Singura fată. Și au zis, ce face omul acesta? Când aude că Iisus este în zonă, el lasă totul și merge și îl caută pe Iisus. Lăudat să fie Dumnezeu. Amin. N-a mai stat în fața fetiței care trăgea să moară, întoarce spatele la fetiță și pleacă că au zis că Iisus e prin cetate acolo în zonă și îl caută pe Iisus. Lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Merge și îl caută. E greu, dragii mei, e greu, dar se poate că omul acesta nu a fost înger. A fost om cu slăbiciuni ca mine și ca tine. În necazul mare care l-avea în casă, ce-o fi zis oamenii din casă, mă, cred că din cauza necazului luat-o raz, uite. În loc să stea, să audă ultimele cuvinte a copilului, întoarce spatele și îl caută pe Iisus. În seara asta ne vorbește Domnul. Necazul din casa ta, nu-l privi toată ziua, că nu o să mai te rogi, nu o să mai crezi, nu o să mai binecuvântești pe Domnul. Întoarce spatele și caută-L pe Iisus, aleluia. Nu te uita la El. Dacă te uiți la El, nu o să mai avem credință. Nu o să mai vedem niciodată izbăvirea, că vom zice, până când, Doamne, nu mai pot. Nu mai știu ce să fac, Doamne, un necas mare. Fetița trăgea să moară. Auzi ce s-a întâmplat? S-a ridicat din fața necazului, i-a întors spatele și s-a dus să-L caute pe Iisus. Lăudat să fie Dumnezeu. Și l-a căutat până l-a găsit. Ce-a făcut omul acesta când l-a găsit? Când l-a văzut pe Iisus, deci asta e problema, pe cine vedem noi. Ce vede Eremia? Văd un vegheator. Bine ai văzut. Eu veghez asupra cuvântului meu să-L împlinesc. Cum l-a văzut pe Iisus? Prima lucrare care a făcut-o, s-o așternut, s-o arunca la picioarele Lui. Zăște de mine, că voi sunteți, nu, pocăiți vechi. Eu mai nu, am 25 de ani pe calea Domnului, dar am auzit la Săcele că a ridicat Domnul un proroc în aer și a prorocit. În Săcele, frate. A ridicat o soră de 60 și ceva de ani, avea, în aer și a prorocit în fața bisericii. Și toată biserica s-a preștenit la genunchii Domnului, pe burtă s-a pus unii și plângeau. Când a văzut femeia în aer, stătea și prorocea. Eu când am auzit, eram începător, am zis, Doamne, nu mă pot șupe din aer.
Și când intram în biserică, mă uitam să văd, nu merg prin aer să se uită brațe, vine un sfânt. Și tot am mers așa ani de zile prin biserică și nu mă vedeam ridicat și într-o zi mă ridicat de unul 4 metri. Voi râdeți, dar eu vă vorbesc serios. 4 metri m-a ridicat. Nu vă zic, poate la sfârșit vă zic cum m-a ridicat 4 metri și vă pot și dovedi lucrul ăsta. Dar acum vorbim de ea ieri. Cum l-a găsit pe Domnul, s-a aruncat cu fața la pământ. S-o smerit, nu s-o uitat la numele Lui, știți că nouă ne place nume, faimă. Ne place să fim băgați în seamă. Nu e rău să fii băgat în seamă. Eu când am lucrat în închisorile, am ajuns până la președintele României și am stat cu miniștri și cu becali și cu oameni mari din societate. Dar am zis, Doamne, pozele astea se ard într-o zi. Acest om, fruntaș al unei cetăți, s-a aruncat cu fața în jos și s-a smerit. Este o cântare. Mai bine simpli și smeriți și de Dumnezeu iubiți și de Dumnezeu iubiți. Mai bine simpli și smeriți și de Dumnezeu iubiți și de Dumnezeu iubiți. Ne putem smeri? Amin. În Austria se poate smeri, frate. Amin. Și în America se poate smeri. Lăudați să fie Domn. Am văzut, se poate. Că dacă îl iubești pe Domnul, nu îl lași pe Domnul nici în America, nici în Austria, nici în România și îl păstrești în viața ta. Nimeni nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și acest om s-a smerit și a început să stăruiască în rugăciune. A stăruit în rugăciune. O zis Domnul că stăruința rugăciunii este cheia cerului. Știți că este cântarea? Stăruiți acum cu toții după Duhul Sfânt. Aleluia! Stăruiți pentru Duhul Sfânt. Rugăciune. Rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Eu trebuie să mă rog. Să nu uităm că și dragi se roagă și se fioră, dar nu fac voia Domnului. Și voia Domnului este? Ziceți! Sfințirea. Lăuda să fie Domnul. Cine e sfânt să se sfințească. Cum ne sfințim noi, dragii mei? Cum ne putem noi sfinți? Cu aghiazmă, cu busioc, cu ce ne putem sfinți? O zis Domnul și zice Domnul și e scris în cuvântul lui Ioan 17. Tată, sfințește prin adevărul tău. Cuvântul este adevărul. Lăuda să fie Dumnezeu. Și chiar dacă nu înțeleg Scriptura, era un om ministru, să-l numim în ziua de azi, famenul etiopian, răsfoia cuvântul Domnului Isaia și nu înțelege nimic. Dar fiindcă a văzut Dumnezeu că deschide și tot de pagină pe pagină, o trimesc călăuza cerului, pe omul lui, înțelege ce te, nu înțelege nimic. Hai că vin să-ți arăt. Și când a văzut ce vrea să spună cuvântul, o zis, uite apa și mă împiedică să fiu botezat. Oprește carul și dă-te jos. Că botez nu înseamnă scăldat. Și mărturia omului cuget curat. Cine crede se botează. Cine o crezut s-a botezat. Aleluia! Și Dumnezeu spune aici, acest om s-a smerit și a început să se roage. Și nu s-a rugat așa ca noi. Cum ne rugăm noi câteodată. Că acum avem dietăție, slavă Domnului. Dar eu când eram în America, eu tot ziceam la frații noștri de acolo, prin California, Arizona, cum i-am umblat. Fraților, ne-am deprins și noi un pic să mai mâncăm câte o mămăligă aici în America, că noi cu am crescut. Nu că acum Domnul vrea să ne întoarcem la mămăligă. Dar așa să mai face câte o experiență. Știi că mica am făcut că eram copil mămăligă cu dulceață, cu silvoi. Așa, în tigaie. Am mai face câte un antrenament. Și eu tot ziceam asta. Și uite cum Dumnezeu, anul trecut, prin noiembrie, am o prorocie, fă-ți bagajul și pleacă în România. Eu am fost gata, m-am dezarmat de America și am luat bagajul și am urcat. Nici frații nu au crezut că eu plec în România. Lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Dar mi-a arătat Domnul de ce. Păi dar dacă îl iubim pe Domnul, nu America, nu Austria, nu lumea întreagă. Și Dumnezeu este stăpânul cerului și a pământului și cea mai mare bogăție, mântuirea. Aleluia. Și am venit în numele Domnului și mi-a arătat Domnul de ce trebuie să fii. Lăudat să fie numele Lui. Și-o zis Domnul aici, acest om stăruia în rugăciune. Prin ce am zis că ne sfințim noi? Prin cuvânt. Vă întreb, fraților, dacă sunteți în casa Domnului, recunoașteți.
Așa că vine vrăjmașul când vrem să deschidem Biblia, ziua să citim, să o închidem, că sună, ba telefonul, sau fac ceva la news și deschidem telecomanda lui ăsta la altul. Și de pe canalele lui. Așa-i sau nu-i așa? Dar nu ziceți totodată ca să nu fiți totodată iertați. Pe rând, așa. Ești. Biblia a întrebat pe om, ce vrei să-ți fac? Domnul nu știa că-i or, frate păstor, știa că-i or. Păi cum să nu știe? Dar ori să audă și zice gura lui. Doamne, vreau să-mi capăt vederea că nu mă întuneric, nu văd numai negură. Și am auzit că treci pe aici și tu ești Iisus, Fiul Dumnezeu și pe tine vreau să te văd. Și o zi, ochii tăi se vadă pe Hristos și când l-a văzut pe Hristos, m-a lăsat el. Doamne, până seara asta ochii nu o să te vadă pe tine, aleluia. Că dacă îl vedem pe Iisus, nu ne mai lăsăm de el. Și nu s-a mai lăsat de el lăudasă pe Domnul. Am fost orb și acum mă văd și știu un lucru, că Dumnezeu nu lucră prin păcătoși. Slăviți să fie Domnul. Și o zis Domnul, fiindcă am văzut stăruința ta și smerenia ta. Te-ai proștenut la picioarele mele. Eu știu necazul tău. E un necaz mare. Dar eu vin cu tine. Lăudat să fie Dumnezeu. Trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici. Vino predă-ți tu astăzi viața. Trece Iisus pe aici. Aleluia! Crezi că Domnul trece pe aici? Amin. E aici. Domnul Iisus, când a văzut, dacă tu îi spui Domnului, El știe necazul tău, Doamne, nu mai pot. Dar mă smeresc înaintea ta și mă rog de tine să vii în casa mea. Amin. Eu în America, 2 ani de zile, am făcut școala să învăț să zâmbesc. Știți, acolo toți americanii, unii te duc și la farmacie, și la spital, și polițistul când te oprește și îți dă amenda, el zice, God bless you, $200 for you. Și îți dai cu pixul, semnează. Și zâmbește. Și am dar și toată ziua și arată ăștia dinții și zâmbește. Și după aceea am aflat că acolo e altă lucrare, altă viață în America. Am aflat că ei trebuie să fie bine dispuși. Dar vreau să vă întreb ceva. Oare și copiții trebuie să știe așa ca americanii? Auziți, frate păstor, mulțumesc. Un om a zis un adevăr mare. Auziți ce mi s-a întâmplat mie. Păi dacă inima mea e tristă, cum îți zic eu la față? Bucuros? Vă spun ce mi s-a întâmplat mie. V-am zis că voi sunteți pocăiți și mă bucur de voi. Eu la începutul pocăinței, cu soția mea odată ne-am pocăit, după un an de căsnicie, a venit diavolul și m-a bătut la ușă ca Domnul. El o spart ușa și a venit la noi. Și a venit la noi și apoi certuri din elea, că de la o cană de apă vărsată pe covor, de la bridul crepat, de la un pic de tocană pe fața de masă, știți că el vine cu aia, mărunte. Vulpile mici, tu că via în floare. Și a venit și apoi certuri, divorțul, divorțez de tine, nu mai stau cu tine. Și cum auzeam că bate și la ușă, mereu la pide la ușă. Și frate, vine la mine la rugăciune și când îi vedea, fața Domnului, frate, haideți să ne umplu. Mă te-ai rămas udat de la ceartă. Bine, voi nu faceți așa. Voi nu faceți așa, nu? Nu lasă, nu mai tășiți așa. Știe Domnul. Fraților, ani de zile ceartă, divorț. Și vine într-o zi o familie și avem o ceartă cu soția mea în casă. Și Domnul a deschis ușa, deja eram plin de zâmbet. Bine ați venit, fraților. Am venit, fraților, să ne rugăm. Să cântăm. Slavă Domnului! Când m-am dus în bucătărie, am zis, Domnul să te mulțumesc. La soție. Știți ce nu se zduru sfânt? Fățară, Nicule. Știi ce-o vine familia în casa ta? Nu. Eu am trimis-o intenționat. Când tu te certai, să văd dacă spui Domnul vă trimis, conduc-te de zbinare între mine și soția mea. Domnul vă trimis în casa noastră, să vă rugați. Credeți? Lăudați să fie Dumnezeu. Amin. Și tot nu m-am lăsat. Și ați auzit, e Simionul. El era la Codlea și eu de drag, am auzit că știe Biblia pe de rost, m-am dus să-l cunosc. Și de la Ambon mă spune, îi zice la fratele Jugaru, frate păstor, eu la tânărul ăla trebuie să ajung în casă, mi-a crescut inima când am auzit. Și eu zic, frate, dar te duci și la el, dar ai alte lucruri. Eu mă duc la el. Și-o vin la mișul, stat 3 zile și 3 nopți în casa mea. Dar tot, numai până la 4 dimineața, numai din câte o postată îmi dădeai, fratele. Și m-au făcut să citesc din Psalmul 2.
primele versete, primele două versete și... Și chiar. Și de ce mai citești o dată? Am citit vreo 4-5 ori de ștempe de roze, frate, Simeon. Păi da, știu ce scrie aici. Mai citește-mă tinere o dată. Și știți că noi ne forțăm să păstrăm liniștea în suflet. Eu deja eram tătat în spate. Eram mânios. Uite la moșul ce-mi face. El nu știe și eu citesc și el zice mai citesc. Păi cum să citesc că zic pe gheros? Și-au zis ce-mi zice bătrânul. Frate Daniel, acolo sub versetul 2 scrie cum mă oprime. Scrie, frate. Și apoi ce te duci mai departe, oprește-te și cugete. Ce vrea să spună Domnul primele versete? Am pus capul jos și am tăcut. Lăudat să fie Dumnezeu. Noi cam fugim, nu ne preoprim să cugetăm. Odată a vorbit Domnul și de două ori am auzit că puterea este a Lui, slavă Domnului. Și fraților, atât o trânesc Domnul în casa mea, frați, până când m-am luat cu soția mea de mână și asta e valabil pentru biserica, cum se numește? Speranța, o speranță pentru cel fără speranță. Dacă vrei să nu mai ai bubuituri și tunuri în casa ta, în seara asta Domnul aduce vindecare, aleluia. Dar cu așa, m-am luat de mână cu soția mea, am luat o foaie și un pix și am scris ce nu-mi place la ea. Eu am avut mai puține, dar eu am avut mai multe de zile. Și am pus foile în față și am zis, Doamne, în Malea scrie că Tu urăști despărțirea. Și pentru Tine cea mai devotată lucrare și mai prețioasă este căsnicia, lăudat să fie Dumnezeu. Și dacă în casă nu-i pace, cum să fie în biserică? Și ne-am prins de mână și apoi să vedeți, am făcut între noi doi o înțelegere. Când vine Duhul la rolul atins să te ceri cu mine, te prinde mână și te pune pe genunchi. Dar șefii, îi tășeam mâini de unul la altul. Știți că atunci nu vrem să ne rugăm. Și am biruit, lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Putem să biruim? Amin. Iar ei, o stat de Domnul, nu i-a mai păsat de necaz. Deși era un necaz dureros. O întors spatele la necaz. L-a căutat pe Domnul, s-a smerit înaintea Lui, s-a rugat înaintea Lui și nu s-a ridicat de pe genunchi până când i-a zis Domnul, vin cu cine acasă, aleluia! Fraților, voi auziți ce zice Domnul în seara asta? Vin cu cine acasă! Dar auziți ce s-a întâmplat pe drum? Și Domnul era liniștit, că El știa ce s-a întâmplat. Hai să vedem, o primi predica, frații din Speranța. Pe drum am să îngăduie și ceva. Și cum mereu pe drum, uite cum întâmpină un om și vine și spune, auzi, ai făcut-o și ai putut. Dar nu mai îl chinui și pe învățătorul că lucrurile nu mai au nicio speranță. Știți, mai zicem și noi, din ăla nu mai iese pocăit, așa s-ar la văzut în bar, au luat țigările, nu mai iese nimic din el. Și Domnul Iisus, auzi și eu zis, nu te teme, crede numai. Aleluia! Eu permit acestui om să vină în fața ta. Să vedem ce faci tu. Dacă eu spun că vin cu tine în casa ta și îngădui să vină un om, pe cine crezi tu? Pe Iisus sau pe omul ăla care vine să te oprească din credința în mine? Eu sunt cu tine pe drum. Chiar dacă necazul te face de multe ori să nu mă mai vezi. Eu sunt lângă tine. Aleluia! Amin. Și vin spre casa ta, spre necazul tău. Lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Vin spre casa ta în seara asta. Și pe drum îngăduie un obstacol. Și când ajung în casă, vreau să-ți mai arăt ceva. Și auzi ce se întâmplă, merge și spune, crede numai, nu te teme de această veste. Că dacă ți-am promis că vin în casa ta, cine mergea cu eu, cu acest iaier pe drum? Viața, lăudat să fie Dumnezeu. Eu sunt calea, adevărul și viața, lăudat să fie Dumnezeu. Și au zis ce s-a întâmplat în casă. Măi, Ianire, vreau să-ți arăt câți oameni ai în jurul tău în casa ta. Vreau să-ți arăt la necazul tău cât sunt real și cât sunt oameni fățarnici. Auziți ce se întâmpla în casă? Când a intrat în casă, au găsit acolo trei categorii de oameni. Și auziți ce spune Biblia. Erau oameni care pășeau zarvă. Mumar, de ce-o îngăduit Domnul mă la iaier, mă, că ăsta-i fruntaș, mă? De ce te-o mai pe fetița, unica fetiță la care ține ca ochii din cap? De ce e, mă? Și zarvă în stânga, zarvă în dreapta. Alții auziți ce fășeau. De ce unii fășeau zarvă, alții plângeau. Vă vreau să vă întreb ceva. E posibil să plângi sincer lângă un necaz la un frate și după aceea să-l bajocorești? Frate, vă spun. Eu plâng sincer. Nu se poate. Domnul Iisus a
vrut să alege. Că oamenii ăștia care plângeau, se tânguiau și făceau zarvă. Trei feluri de oameni au zis să tânguiau. Nu erau sinceri. Au zis ce face Domnul. Domnul avea oamenii lui lângă el. O lua pe apostol lângă el, care umbla cu Iisus, care avea puterea lui Dumnezeu, care spunea argint și aur n-am, dar ce am stau în numele lui Iisus, lui că ești umblă, aleluia. Și și-o lua familia cu el, în casă. I-o scos pe toți afară. Pe ea care se tânguiau, care plângeau și pășeau zarbă. Ieșiți afară. Și cum i-o scos afară? Cel care o vin din cer cu viață, să bire moartea, a început să-l bajocorească. Scrie așa sau nu scrie? Păi cum e posibil tu care simți la durere să bajocorești pe cel care are viața în mână și vine să aducă vindecare? Și-o zis, Domnul, vreau să vă arăt ceva. Că sunt oameni când ai necaz în fața ta să tânguiește și plânge. Dar e un plâns care nu vine de la mine. Un plâns fără rezultat. O zarvă care aduce tulburare. Care aduce chiar fățărnicie în jurul lor. Și-o zis, Domnul, când necazul este în casa ta, nu te mai uita la el. Întorci-i spatele, vezi, poți? Poți. O putut Daniel să întoarcă spatele la lei? O putut. O putut Pavel, când l-a chemat la butuci, să intre în el să nu-i pese de butuci lanțul? O putut. O putut Șadrac, Meșac și Abednego într-un cuptor în 57 ori, nici să nu-i pese că flăcările dădeau, emana o căldură că nu te putea apropia de cuptor. O putut. Nu putem și noi în seara aceasta să ne întoarcem spatele la necazurile noastre și să-L căutăm pe Domnul prin rugăciune, prin smerenie și să stărim să vină în casa noastră? Nu putem? Amin. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Domnul știe necazul meu și necazul tău. Și-o zis, fiindcă toată ziua de dimineață până seara, te uiți la necazul tău și dai telefoane și în loc să te uiți la mine, dai telefoane că nu știi ce să mai faci. Nu mai poți, nu mai reziști. Și tu în loc să mă cauți prin rugăciune și prin smerenie și să aștepți răspunsul Domnului în tăcere, te duci și te tânguiești toată ziua și te uiți la necaz. Nu te mai uita acolo și uită-te la Hristos. Amin. De unde vine izbăvire. Amin. Lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Și dacă Domnul seara asta a zis că știu necazul tău și știu că nu e mic, e mare, e chiar spre moarte. E moarte în casele unora. E păcat. Dar Domnul Iisus a zis, eu vin să aduc viață, lăudat să fie Domnul. Eu vin cu tine. Eu nu vin să-ți jude problema din casă. Și eu vin să-ți o rezolv, slăvit să fie Domnul. Și dacă vrei lucrarea aceasta să o vezi cu ochii tăi, nu-ți trebuie ajutor de la oameni. Oamenii au fost puși afară. Îți trebuie ajutorul Domnului Iisus, aleluia. Căci oamenii nu te pot ajuta. Numai Domnul Iisus. Și dacă vrei lucrul ăsta să-l pui și puneți-mă la încercare și veți vedea că eu sunt viu, lăudat să fie Domnul. Până acum te-ai uitat la necaz și n-ai mai putut veni nici la biserică, nici să-ți deschizi gura, să zici, Doamne, ai milă de mine. N-ai mai putut face nimic mai cârtit și ai murmurat și te-ai împotrivit lui Dumnezeu. Întoarce spatele, măcar o zi. Întoarce spatele. Și caută-L pe Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Caută-L pe Dumnezeu. Cum a putut acest fruntaș, chiar dacă oamenii l-au vorbit, că o luat o razna de pricea unui cazului, el întors spatele, trăiască Domnul. Întors spatele. Și l-a căutat pe Dumnezeu. O zis, Domnul, știi ce să faci când e cazul în casa ta? Eu îl cunosc. Eu am zis valul lui să se ridice, eu am zis să se oprească. Eu cunosc necazul tău. Dar am așteptat să văd în necazul tău pe cine cauți. Pe oameni sau pe Iisus Hristos? La cine apelezi? La cine plângi? Și la cine stă după ajutor? Eu stau și te aștept. Domnul Iisus îl aștepta pe Iair, să știți. El știa că vine Iair la el. Și Iair cum l-a văzut? S-a aruncat cu fața la pământ. Și a început să se roage. Și nu s-a ridicat din rugăciune până când a zis, vin cu tine în casa ta. Frați și surori, n-ați vrea și împreună cu mine în seara asta, să auzând glasul acesta, vin cu tine în casa ta? Amin. Eu vreau să aud glasul ăsta în seara asta, dar mie vin cu tine în casa ta. Spune și tu în inima ta, Doamne, vreau să vii în casa mea. De ce? Fiindcă în casa mea
e moarte, e furtună și nu mai știu ce să fac. Dar eu vreau să vii în casa mea. Amin. Lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Și dacă vrei rezolvare, zice Domnul, puneți-mă la încercare și veți vedea că eu sunt viu. Domnul Iisus să vă binecuvinte. Amin. Și vă ziceți amin. Amin. La mine, la Iconești, am învățat să zic amin, știi? Că și parcă aveau prune în gură. Și tot le-am zis, mă, aveți prune în gură sau ce? Că amin înseamnă așa să fie. Dacă vrei să fii binecuvântat, zi amin. Zice că Ezra, când citea Biblia, tot poporul zicea, cum zicea frate păstor, amin. Și eu în America, când m-am dus, am văzut mulți pe acolo. Și erau mulți, nu știu, mulți. Și Dumnezeu le deschis gura, că zic Ieremia, deschide gura să ți-o umplu. Dragii mei, Dumnezeu vrea să lăudăm pe Dumnezeu, nu să tăcem. Amin. Că dacă noi vom tășa, pietrele vor vorbi. Amin. Și Domnul Iisus a zis, nu aveți niciun cuvânt să mă lăudați pe mine? Nu aveți niciun cuvânt să ziceți slăviți să fie Domnul? Nu poți să zici măcar amin, așa să fie Doamne în casa mea, așa să fie în viața mea? Vreau să vă spun la încheiere. Nu știu dacă o să ne mai vedem vreodată, dar vă zic două lucrări numai așa. Dacă vreți să le urmăriți, vă uitați la Daniel Gusar pe YouTube și vedeți tot ce vă spun eu acum. Eu, înainte să plec în America, tot îi trimiteam mesaje la Betgali, din Biblie. Tot îi spuneam să se pocăiască, că într-o zi am văzut, eu nu mă uit la meciul, că nu-mi place fotbal, că am zis că fug 22 după minge și sărașii nu știu în care poartă să dea. Deși noi avem aici acum o singură poartă, pe Iisus, eu sunt ușa. Deci să dea Dumnezeu în biserica speranța să nu fie două porți și două echipe. Numai una. Ziceți amin! Amin. Ziceți amin! Amin. Aleluia! Deci nu să șem o portă aici, că Hristos e ușa. Amin. Și aici nu trebuie să fie minge și echipe aici. Noi suntem toți un popor sfânt, lăudat să fie Domnul. Amin. Și nu ne împingem unul pe altul și mergem în șir cu armele înainte și fiecare să rămână la locul lui. Amin. Doamne, trebuie să zic, frate, păstor, să nu te supiri, trebuie să zic acum, n-am ce faci. Când au dus fiecare stea la locul lui, mi-au să aminte ceva. Nu eram pocăit, eram în 88 la Dej în armată. Dar să vedeți ce s-a întâmplat. Și eu eram bucătar. Făceam de mâncare la un depozit în Găscău, unde era un depozit de armament. Eu făceam la 22 de soldați acolo mâncare. După am dus la munci agricole la Călăraș. Avem 1600 de soldați la care le făceam mâncare. Arat Timișoara și Dej. Eram bucătar. Știam să fac mâncare, să pun 1600 soldați mâncare. Și prieten eram cu unul din Bistrița, cu Adi, chema, care era asistentul unității. Și într-o zi, eu curios, cum dă vine și făceam cartofi prăjiți cu salam prăjit așa pe plită, că avem mâncare, slavă Domnului, chiar era pe timpul Ceaușescu. Măi, Alișor, mă, cum să faci injecție, mă? Spune și mie. Și uite la mine și măi, Daniel, tu n-ai școala de medicină, dar fiindcă ești prietenul meu, îți vorbesc așa pe băbește, să înțelegi. Mă iei pixul și împar șoldul în patru la ăla bolnav și în partea dreaptă de sus îi bagi acul. Numai vezi că să nu îi bagi acul până nu scos serul pe acă, dacă îi bagi aer, intră la inimă și moare. Nu, asta a fost școala mea de medicină. Am înțeles. O trecut cu câteva luni și Adi pleacă în permisie și zice, Daniel, cufărul cu medicamente de acolo, din dormitor, îți dau cheia de la el, că dacă un soldat sărăcește, este pastilă de alvocamin, am din evra, să-i dai la soldat. Eu nu știam ce e cufărul. Ce-mi dă cheile? Cheile la rătul meu. Gornistul era din Teleorman, un caporal din neatul nostru, unul slab, avea suflat trompetă de slab și era. Și vine la mine, măi, Daniel, și tu ești un bucătar slab, dar auzi, n-ai nimica de îngrășat. Eu când am auzit, mi-o vin răpid de minte, că am lădoiul cu medicamente. Zic, mă, am, dar nu-ți dau. Ca să fac curios. Auzând, nu se supără Domnul că râdem acum, dar se supără dacă nu ne pocăim. Împreună cu mine. Putem să râdem, dar să râdem un râs care ne duce la pocăință. Să nu fie un râs care ne duce în altă parte. Un râs care ne duce la pocăință. Zic, mă, am 4 fiole injectabile și la o fiolă 7 kg de graș. Ăsta când m-a auzit, după mine, Daniel, numai una dăm o fiolă să faci și o mâncare 7 kg pe mine. Nu, hai mă că-ți dau. Acum mergând spre dormitor, eu mă gândeam, mă, ofea, când ăsta injecții în lădoiul ăla. Și când m-am dus acolo, îți fac cufărul, era plin de fiole, ser fiziologic, alvocamin, apă destilată și seringele de sticlă mari. Nu, cum pierde burtă, cum am învățat medicina, eu pixul îi par șoldul în patru și să nu se răzgândească, umplu cu ser fiziologic, apă destilată, alvocamin, seringa și mă grăbesc rapid, e să nu se răzgândească. Și am uitat să scot pe ar. Și fac bătaia și bag acum până în mășiucă. Eu și rupem. Eu m-am spăliat când o zis ioi și am băgat tot serul dată. Și-a făcut așa o golfă ca o minge de armică. Și s-a învinețit. S-a făcut albastră. Ca piatra era.
Și ne-am adus aminte că am rugat aer în el. Și toată noaptea cu funga, cu viață, mugurând, te doare. El zice, ioi, nu mai sunt pișor. Slavă Domnului, că Domnul ne face experiențe de aștia să ne pocăim. Aleluia. O trecut vremea și în 94 m-am întors la Domnul. Și predicam la ambon, așa ca aici la voi. Și-o vin Duhul Sfânt la mine și-o zice, Daniel, ți-aduci aminte că erai bucătar la Dej? Da, Doamne. Și ți-aduci aminte că tu erai preghi bun cu doctorul? Da, Doamne. Și doctorul și cu tine, aveți haladeal, abia amândoi. Așa e, Doamne Iisuse. Și tu aveai polonic și el injecție. Da, Doamne, așa e. Și tu ai lăsat polonicul jos lângă oală și ai luat seringa. Și te-ai dus la un om să-i dai injecție și a să moară. Da, Doamne, așa e. Și ce să înțeleg cu asta? Păi măi, Daniel, chiar dacă halatul e alb și la fel cu tot, dacă ți-am pus polonicul, nu râvni la seringă și stai la polonic, că mor oameni dacă mergi și iei seringa. Și fiecare să stai la locul în care l-am așezat, lăuda să fie Dumnezeu. Amin. Domnul m-a pus să... s-a mutat în jos. Doamne, așa este. Lucru cu polonicul. Eu am vrut să fiu și curios cum să fiu. Doctor, dar au zis, nu mai fiți curioși, fraților, lucrarea Domnului se face cu băgare de seamă. Nu mai rămâniți la așa și nu sunteți schemați. Și stați fiecare la locul vostru, deși ca să fiți binecuvântați de Domnul. Și să nu uitați că Domnul vă vorbește, nu Daniel Rusar. Să stai la locul tău, deși ca să nu omori oameni. Căci pomul se cunoaște după roadă. Și vorba ne dă de gol dacă suntem ai Domnului sau suntem doctor din ea, ca mine. Și auziți? Tătii puneam la becale mesajă. Și într-o zi avea fotbal și trei popi s-au dus la ușă, la poartă, la asta, și te facă cu busiu, cu aghiazmă. Și trei goluri au primit în zoare. Și ăsta era nervos. Și îi trebuie mesaj din Biblie să pocăiască și mă sună nervos. Auzi, măi, eu n-am timp de vrăjările tale. Și îmi încheie telefonul. Și îi scriu mesaj. Domnul Becali, eu sunt Daniel Rusar din Brașov. De 6 luni când vă trimit mesaje, vi le trimit cu un scop să vă pocăiți. Eu nu sunt vrăjitor. Și dacă vreți să mă cunoașteți, mâine vin la București. Îi trimit un mesaj. N-au trecut 10 minute și Becali mă sună și zice, vino mâine, mă! Și mă închide. Acum, ce s-a întâmplat? La Craiov aveam 157 de deținuți care au primit pe Domnul și trebuia să-i botez. Și mi s-a aprobat din Ministerul Justiției să dau botezul. Și mi-a zis Domnul seara, comandă pentru 2200 deținuți, 30 de porci la patorul Ministerului Justiției, că vreau să le dai friptură cu pireu. Că sunt condamnați pe viață care nu au văzut de 20 de ani friptură. Și eu fac comanda la Minister cu 30 de porci pentru să fac friptură la botez și pireu. Aleluia! Să nu dau numai la 200 deținuți, să dau la 2200. Că Domnul da pită și pește la 12 seturate. Și la cei care l-au prigonit și l-au vorbit de rău. Le-au dat să mânce. Că într-o zi vor plăti pita și peștele. Și am zis, Doamne Iisuse, când s-a trezit de mine și-a văzut comanda de 1600 de euro costa porci. Daniel, ce faci? 1600 de euro porci ăștia, cu ce-i plătești? Zic, Emilia, mie mi-a zis, Domnul, noaptea a făcut comanda, să-i plătească el, că el o să fac comanda. Costel Onoriu mă sună că i-am dus pe ei la botez. Daniel, eu dau 500 de euro la botez, dar ce ai de gând să fac? Dau pictură la toți pesăturate. Și apoi, de unde atâția bani? Zic, nu știu, Domnul, treaba lui să se descurce, care bădești multe. Și între timp mă cheamă Becali și mă duc pe Emilia. Emilia, mergem la Becali și mergem la palat la el. Acolo pe primăvieri și el era în portă cu doi vadigoare. Zic, Emilia, tu rogă-te, numai că eu vorbesc cu el. Și mă duc la Domnul Becali. Domnul Becali, bună ziua, Daniel Rusar, îmi cheamă. Eu sunt ăla care v-am negăjut cu mesaj. Ia spune-mă care-i treaba, ce dorești. Dacă scrieți pe YouTube Daniel Rusar, iertat fără merit, vedeți deținuți îmbrăcați cu tricou cu steaua. Zic, Domnul Becali, sunteți un om care sunteți pus pe revistă că sunteți milionar. Slavă Domnului! Dar mai sunteți un om care a făcut bine la cel fără adăpost, i-ați făcut casă, la cel fără mâncare, i-a dat să mânci și la cel dezbrăcat, l-ați îmbrăcat. Dar zic, nu-i de ajuns. Păi ce vreți să mai fac, mă? Scrie tot în Biblie, acolo, că am fost în temniță și ați la mine. Deci zice, ce vrem, mă, să mă duc la închisoare? Nu, Domnul Becali. Daniel Rusar pe Emilia merge, dumneata îmi dai astăzi ce-mi trebuie. Ce-ți trebuie, mă? Au zis, sunt deținuți 2200 în Craiova și nu am mâncat friptură alții de zeci de ani. Condamnați pe viață. Și vreau să dau la toți friptură. Și nici un bogat ăsta nu a făcut un gest ăsta. Și Domnul mă trimis la dumneata să-mi dai, să le dau friptură. Dar el îmi zice, îți dau 100 de porci.
Matematică imediat, știi, că noi știm să facem matematică. Nu, să fie vreo 16.000 de euro în plus. Dar Domnul zice 30. Zice, nu trebuie 100. El zice 50. Nici 50. S-a enervat. Dar câți vrei, mă? 30. Și dă telefon la Partidul Noua Generație, la vicepreședintă, și zice, auzi, vine o familie din Brașov, să-i dai banii pentru 30 de porci acum. Și când mă duc acolo, se uită la mine, ce a făcut la domnul Becali? Că el niciodată nu o dat pe loc banii la o astfel de cauză. Uitați câte dosare avem și mergem o comisie, verificăm, venim și hotărâm cu cât să ajutăm și după aceea acționăm. Și mie astăzi îmi dă porunca. Și am zis, degetul lui Dumnezeu, e o mișcat inimă. Mărită după ce mi-a dat banii și mi-a plătit borșii la minister, m-am dus înapoi la el. Și am zis, domnul Becali, nu-mi dai și 2200 de tricouri cu steaua să duc la mecăjuția. Ți-ai câte un tricou cu steaua. Și mi-a mai dat, cred că, vreo 16.000 de dolari și tricouri. Și după aceea la televiziune, toate televiziune pe Becali, că se pocăie Becali. Lăudați să fie Domnul. Amin. Și el a zis, nu m-am pocăit, dar am ajutat niște pocăiți. Dar să știți că e în planul Domnului. Lăudați să fie Dumnezeu. Și asta face Dumnezeu. Și Dumnezeu se folosește de cine vrea. Acum la încheiere, că am văzut că sunt și frați ortodoxi, care ortodox înseamnă drept creștin, în Hodac, Iunie, zice acolo, Hodac și Ibănești, până aici a democrației, deci Hodac și Ibănești. Nu, acolo în Hodac a lucrat 3 luni. Vineau cu sârbii, ninja și pistole, la evangelizare. Și au venit poliția, au venit preoți acolo să nu scoată afară. Și atunci s-a pocăit asociata lui părintele din comună, s-a pocăit. Și a venit mama sa, a zis să-l aduci pe pocăitul ăla la mine acasă, ca să-l iau la rost. Și m-am dus în casă la femeie și zice, auzi, mă, și-i arătă și copilul, mă. E face afaceri cu popa ortodox din comună, când ești păstoresc acolo. Zic, mă duc și eu l-am adus la întâlnire, la lumină. Tată, că vă sunteți sectanți. Nu sunteți. Mai, uite, dacă răspuns la două întrebări, eu pe sar mă pocuiesc. Ea zice așa că am zmătușă dacă Domnul mă luminează. Mă, voi pocăiți ăștia, mă. Și nu vă închinați, mă, la Sfânta Crucii pe care o pune Iisus. Și cum era în bucătărie, că și micare. O feștanie cu crucii de plastic, era pe perete. Știi ce e aia, nu feștanie. Eu m-am întors, știi ce dumneata? Știi, mă. M-am întors la feștanie, Doamne Iisus, îți mulțumesc că ești aici. Haideți jos să afară, pe scârt. S-a stat un pic afară. Iar m-am întors să-mi, Doamne Iisuse, dă-te jos, te rog, și ai cu mine până afară. Ne-am făcut crușe. Dar zice femeia, domnul Daniel, păi cum să coboare plasticul ăla de pe perete? În slavă Domnului, că nu, Psalmul 115 spune așa, au ochi și nu văd, au urechi și n-aud, au gură și nu vorbesc, au mâini și nu pipăie, au picioare și nu umblă și toți care să-l chină, e ca plasticul ăsta. Vai, Domnul, zis! Aleluia! Terminat pe drum. Ce mai lămurit? Dar spune-mi acum, mai lămurit, așa e cu crucea. Dar Fecioara Maria, care e mama Domnului Iisus, voi de ce nu vă rugați să vă ajute? Și o neglijează? Noi nu o neglijăm. Dar eu fost o fecioară făcută din țărână și-o ales-o Dumnezeu. Dar zic, auzi, la noi în comuna Gurghiu era un doctor renumit Titus. Mașini să te-au la codă la el. Zic, auzi, mătușă, dacă te iei durerea la stomac și te duc la Titus și vine mama să și deschide poarta, îi spui, doamnă dragă, așa mă doare stomacul, de nu știu ce să mă fac. Păi zice, nu îi zic la femeie. Dar cui zici? Păi eu am treabă cu Titus. Dar și ți-o deschis poarta? Păi mamă sa. Păi zic, ai răspuns. Fecioara Maria, îți deschide ușoară. Dar rețeta o dă doctorul și doctorul este Iisus. Și la el îți scrie mântuire. Nu la fecioară, că nu e de mântuirea. Eu am fost aleasă de Dumnezeu ca să poarte pe fiul său, să-l poarte în pânte. Și ea a fost o fecioară care a căutat pe Dumnezeu. Și ea a fost aleasă și nu îți dăia mântuirea Maria și Domnul Iisus. O lua telefonul și îl sună pe părintele. Părinte, mai mințit și 54 de ani pe sar mă pocăiesc. M-am hotărât să-l urmez pe Iisus. M-am hotărât să-l urmez pe Iisus. Aleluia! Sara era cu 200 de oameni, toți erau ortodoxi acolo în casă la Hodac. Și când am făcut chemare, vine femeia aceea cu mâinile pe sus, asociata lui Popa, vine pe sus cu mâinile plângând. Și încă vreo 10 femei. Bărbatul se la bufet. O lua furca și cuțitul și-a venit acolo. Te omor, nu te pocăi tu și pășe cu mine. Te iubesc! Chiar dacă mă omor, eu în seara asta mă pocăiesc. A doua zi, poliția și cei doi preoți din comună. Ulița plină de oameni. La 7:30 era plină ulița, poliția și preoții.
văzut bărbatul, sora aceasta, nervos, cu drujba în mașină, să taie de pocăiță. Vine la mine, o fate, Daniel Ijale la noi. Ce? O veni poliția, o veni preoți, hai. Eu am luat Biblia și-o zic, Doamne Iisuse, dacă vorbezi la mine, nu m-am greșit spuse, nu mă lași să vorbezi la mine. Mă duc acum în fața oamenilor și folosești că e robul tău. Și ajung acolo, timiuții mare, nu mare, era între cei doi preoți. Uite, părinte, ăsta a nebunit o sat, uite ăsta nici care vine acum. Eu m-am dus la preoți, am dat mâna cu ei. Bună, domnul părinte, îți Daniel Rusar și eu sunt păstor în lucrarea Domnului. Vreau să cânt o cântare la oamenii ăștia de la mine, că eu m-am născut la Ibânie și de-a mea ei ăștia. Am crescut cu ei la Arad, la Fân, la Lemne, am crescut împreună. Cânt o cântare și dumneata să confirm dacă cânti ca mine. Și am început să cânt acolo, plin de oameni. Evanghelia după Ioan cetire, Doamne miluiește! Ioan Botezătorul predica Evanghelia în pustie, norodile vineau la el, mărturisându-și păcatele, au botezat în Iordan. Miluiește-ne pe noi, Doamne, Doamne miluiește! Aleluia! Părinte, cânti așa în biserică în fiecare duminică? Cântăm! Și apoi ce nu le zic la țăranii ăștia? Că nu prunșii mereau la Ioan și păcătoșul mărturiseau păcatele la acolo la râul Iordan și erau botezați, că botez nu înseamnă la scălda și mărturia unui cuget curat. Și cine iubește pe Dumnezeu și crede și se botează, este mântuit, aleluia! Așa e, părinte, are dreptate omul ăsta, poliția s-a sigur. 140 și într-o zi s-o botezați, s-o vin cu inspectoratul poliției Mureș. De ce? Că fost cei mai periculoși de pe Valea Burghiului. S-o botezat într-o zi și ăla care a venit cu furca și cu cuțitul. Când era între preoți, m-am dus la ei și am pus una pe el. Noaptea asta nu dorm. Mâine te păi pochii. Ieși afară că eu mor. Toată noaptea asta pe genunchi plângând. Și dimineața la 6 m-a chemat în casa lui. Și seara m-am hotărât să urmez pe Iisus. Aleluia! Auziți? Adevărați închinători sunt în duc și în adevăr. Botezul nu este inventat de pocăiți. Și este lăsat de Dumnezeu prin Fiul Său. Cine crede și se botează va fi mântuit. Botezul nu înseamnă o glumă și înseamnă mărturia unui cuget curat. Și-o zis, famine, nu uite apa și mă împiedică să fiu botezat. Nu o zis Domnul, că noi zicem, păi nu-mi schimb religia. Nu, trebuie să schimb purtarea și mintea ta, să coboare Hristos în gândirea ta și să ai o minte nouă, să fii un om înnoit prin sângele lui Hristos. Și atunci, zice, fiecare om care crede și se botează, va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Dacă vrei să dovedești că iubești pe Dumnezeu și crezi în El, nu asta e dovada că ne închinăm toată ziua și faptele noastre ne lasă de dorit. Nu contează că tu vezi unii pocăiți care nu trăiesc. 70 l-au părăsit pe Domnul într-o zi. Și Domnul zice, nu vă duceți și voi unde să mergem, ca tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Noi rămânem cu tine, Doamne, că și tu ești viața. Tu ești calea și adevărul. Există un singur botez, o singură credință și un singur Dumnezeu. Pe cine vrei să-L slujești? Este o singură credință. Dumnezeu este un singur botez. Mărturia cugetului curat. Când știi că Iisus Hristos e Domnul. Lăudați să fie Domnul. Amin.